Domnul și domnilor, stimați invitați, domnule ministru, bună ziua și bine ați venit la acest eveniment care ne oferă deja o continuitate și chiar dacă cei care sunt prezenți în sală am avut ocazia ca să facem impuși de anumite evenimente, acest eveniment să-l lansăm și online într-un an, țin minte, dar sunt și au fost alături de noi oameni care au fost pentru oameni și care au oferit un viitor celor care au nevoie de el. În prezentul nostru. Bună ziua și bine ați venit. Cine a avut o dimineață bună, să aplaudă, vă rog foarte mult. Cei care nu au fost chiar bună dimineața, tot aplaudați, ca să fie clar, totul bine. Așa de serios, domnul ministru oricum a avut o dimineață bună, la dumneavoastră așa e funcția, așa trebuie să fie, tot mesele bune, să fie un exemplu, dar noi deja trebuie cumva să racordăm. Stimați participanți și dragi angajatori, pentru că am o deosebită plăcere cu această încredere care mi este oferită în persoana doamnei Raisa Băgaru să inaugurez acest eveniment. Să știți că și de această dată cei care au selectat cei mai buni angajatori au făcut o echidistant. Aici chiar toți fac din foc, domnului să nu mă timp. Și au selectat persoanele care știu să lucreze în echipă și să ofere un bun exemplu în acest sens în diferite localități din Republica Moldova. Astăzi vor fi premiați cei mai buni angajatori anului 2023, cei care au conlucrat cu subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă și ne bucurăm foarte mult că se întâmplă și în acest an, aici, în prezența dumneavoastră. Să fie într-un ce ați spus și ardem de nerăbdare ca să-i cunoaștem și să-i felicităm pe cei mai buni angajatori. Am trecut la această tribună pentru că acum am fost foarte serios și vă zic de ce. Am plăcere să-i ofer cuvânt domnului ministru, ministru muncii și protecției sociale, domnul Alexei Buzău. Domnule ministru, vă adresăm felicitări și vă frumos. Puteți să vorbiți sau de aici sau de aici. Bună ziua! Vă mulțumesc mult pentru invitație, pentru munca depusă, pentru a organiza acest eveniment într-adevăr frumos. Eu vreau să mulțumesc colegilor mei din toate subdiviziunile pentru munca depusă. Știu că nu a fost ușor și știu că nici în anul ăsta nu va fi ușor, dar eu apreciez munca pe care ați depus-o, diligența cu care lucrați. Pentru noi, anul 2024 este anul pieții muncii. Noi se unim cu foarte multe inițiative. Săptămâna viitoare, în guvern, o să promovăm modificări la codul muncii și în cadrul ministerului lucrăm la un pachet de vreo 65 de amendamente la codul muncii pentru ca să ne asigurăm că cel puțin din perspectiva legislației muncii nu există bariere, dar facilităm, simplificăm toate procesele. În cadrul reformii noastre a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă avem un obiectiv foarte important legat de conlucrarea mult mai eficientă și mult mai strategică cu angajatorii. Pentru că nevoile se schimbă atât de rapid, turațiile la orice sunt din ce în ce mai rapide, trebuie și noi să înțelegem cum putem să fim mai utili pentru angajatorii din Republica Moldova, mai ales în contextul în care avem un deficit destul de mare de forță de muncă. Noi vom alinea și mai bine bugetul, care nu e atât de mare, dar oricum pentru măsuri active, în așa fel încât să putem să scurtăm timpul, să limităm cât mai mult posibil efortul de a găsi oamenii potriviți la locul de muncă potrivit. Și asta este sarcina noastră. Noi în acest an, în scurt timp, o să lansăm și un sondaj în rândul angajatorilor care au interacționat și interacționează și colaborează cu ANOFEMIE. Vrem să înțelegem
cum putem să interacționăm mai bine, cum putem să comunicăm mai bine, cum putem să înțelegem nevoile noastre și să le integrăm în acțiunile noastre. Asta este foarte important. Eu mă bucur foarte mult că împreună am reușit să plasăm pe piața forței de muncă 11.062 de persoane. Asta înseamnă 11.062 de persoane care și-au găsit un loc de muncă, poate nu-i cel mai potrivit, cel mai dorit, la salariul cel mai dorit, dar asta înseamnă că deja sunt activi, deja au demnitatea de a avea un venit propriu, de a avea un viitor mai clar și mai asigurat. Cum spunem noi la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cea mai bună formă de protecție socială este un loc de muncă. Deci, noi o să venim cu mai multe inițiative, noi înțelegem că avem de recuperat și avem foarte mult de muncă. În cadrul ANOFEMIO-ului să avem un departament care va lucra, va fi dedicat relațiilor mult mai eficiente cu angajatorii și evenimentul de astăzi este încă un element al efortului nostru de a aprecia, de a înțelege încă o dată care sunt barierele cu care vă confruntați și cum putem să lucrăm împreună pentru că să avem câte mai multe persoane pe piața forței de muncă. Dacă în 2023 am plasat 11.062 de persoane, ținta pentru 2024 este 18.000 de persoane, iar, atenție, cifra pentru 2025 este de 30.000 de persoane. Deci, asta este ținta și asta este o normalitate pentru ANOFEMIO. Noi, în contextul în care vom avansa cu negocierile de a fi membri a Uniunii Europene, vom avea acces la fonduri, vom putea să creștem bugetul ANOFEMIO, vom dota subdiviziunile, vom crește și salariile, vom crește și numărul de staff-uri, deci o să primele proiecte care vin pe fondurile de coeziune structurale vin în dezvoltare regională și pe piața forței de muncă. Deci portofoliul de proiecte, de resurse va crește. Asta cu siguranță se va întâmpla și de asta trebuie să utilizăm timpul ăsta, să ne pregătim, să ne facem tema pe acasă, ca atunci când o să putem accesa acele proiecte, acele resurse, să le putem canaliza cât mai productiv. Încă o dată, vă mulțumesc mult pentru munca noastră, pentru angajatorii prezenți, pentru deschiderea, pentru încrederea noastră. Noi o să încercăm încă o dată să fim mai aproape de noastră și să vedem cum încă o dată să ajungem la 18.000 de persoane care și-au găsit un loc de muncă în 2024. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua, domnul ministru, aici tot e protocolar, vă rog să rămâneți aici. Da. Nu e nici răscunză că nu v-am anunțat. Am spus o replică, nu că n-am ascultat discursul dumneavoastră, adică numai o replică am memorizat. Cea mai bună formă de protecție socială este un loc de muncă. Asta ne dorim și astăzi eu mă simt protejat 100%, securizat chiar aici, pentru că ca și cum sunt la lucru. Nici n-am realizat acest moment. Nu trebuie să am grijă de nimeni, toți au grijă de mine. Bun, am înțeles, e de bine. Domnilor și domnilor, salutăm colegii noastre. Apropo, suntem și pe internet, avem stabilit această legătură medie online, privesc multe este alături de noi, inclusiv transmisiunea este realizată și pe site-urile instituțiilor de profil. Bună ziua și vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă salutăm. Directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, doamna Raisa Dogaru, parcă se gândește să... Da, ok, v-ați hotărât. Chiar vreau să văd. Sunteți bine și în acest context vă ofer cuvântul. Bună ziua, onorată asistență, stimate domnule ministru. Agenția Națională organizează acest eveniment la a patra ediție și vreau să mulțumesc foarte mult colegilor din subdiviziunile teritoriale că participă activ la acest concurs, la acest eveniment și vreau să mulțumesc tuturor angajatorilor că ne tratează cu respect conlucrând cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Agenția Națională este un actor important pe piața muncii și realizează politica statului
pe piața muncii, conlucrând cu persoanele aflate în căutarea un loc de muncă, șomerii și angajatorii. De fapt, angajatorii sunteți cei mai importanți clienți ai noștri și noi ne construim o relație de încredere cu dumneavoastră. Adică noi vă înțelegem foarte bine situația, problemele și ne deschidem cu informația pe care o cunoaștem noi de pe piața muncii. Și strategia noastră este, într-adevăr, să păstrăm această relație de încredere, iar evenimentul vine să vă aprecieze activitatea. Și, de fapt, este un eveniment pe care mă simt foarte bucuroasă. Asta ar fi niște rezultate a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Adică, prin dumneavoastră, noi arătăm rezultatele, de fapt, pe piața muncii. Ce se primește și ce nu se primește. Și sigur că în spate avem multe lucruri care sunt la capitolul probleme și care încă nu avem soluțiile toate, dar să știți că foarte mult vă apreciem, vă mulțumim foarte mult și dorim ca noi să avem succes în continuare și să realizăm obiectivele pe piața muncii doar împreună. Vă mulțumesc foarte mult și deja mânez estafeta. Am o vestă foarte bună pentru dumneavoastră, discursuri nu mai sunt. Aici trebuie să fie invitați, dar eu nu sunt prezenți, dar sunt alături de noi. De aceea, domnul Gară, domnul ministru, cu permisiunea dumneavoastră, o să îi cunoaștem pe cineva bine angajator anului 2023. SRL Tuprex din Reșcani oferă servicii de catering pentru evenimente. Pe parcursul anului 2023 s-a remarcat în colaborare activă cu Direcția de Ocupare a Forței de Muncă Reșcani. Felicitări! Planul pe viitor al companiei se axează pe extinderea serviciilor de catering pentru o pauză de cafea, fușeturi, evenimente de orice amploare, petreceri corporative și așa mai departe. Îi urăm mult succes și prosperitate GT Champ Farm din anii noi, iar drept recunoștință îi se decernează premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator a anului 2023. La nominația angajator cu cel mai mulți șomeri angajați, angajator cu numărul angajaților până la 9 persoane. Cuvântul îi oferă șefii Direcției de Ocupare a Forței de Muncă Reșcani, doamne Rusu Tatiana. Am înțeles că angajatorul propriu-zis n-a reușit să vină, dar sunteți dumneavoastră. Vă salutăm și vă oferim cuvântul. Domnule ministru, doamnă directoare, stimați audiențe, Direcția Ocupării Forței de Muncă are o deosebită onoare, deoarece astăzi merge la Reșcani, merg două trofee. Da. Da. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc mult pentru înaltă apreciere a muncii noastre și vreau să menționez că orice loc de muncă creat localitățile rurale, orice persoană care este în căutarea unui loc de muncă angajată, ne dă șansa să le oferim un viitor frumos acasă. Ne dă șansa să le oferim niște familii ca să fie integri, să rămână acasă în Republica Moldova. Noi vrem să mulțumim foarte mult agenților economici care sunt deschiși și care conlucrează și noi suntem și noi deschiși ca să le oferim ce putem mai bine. Vă mulțumim mult și astăzi agentul economic nu este cu noi, dar eu vă asigur că acest trofeu va ajunge la dumnealui și vă doresc a toți numai bine și succese mari. În realitate. Da, mulțumesc. Dumnealui, la anul poate să nu vine. Important, cum ați zis, să angajează cât mai multă lume, adică tot dumneavoastră veniți. Vă mulțumim. Următoarea categorie vizează angajatorul cu numărul de angajați până la 49 de persoane. E vorba despre întreprinderea individuală Secrierul Gheorghe, fondată în anul 2005, specializată în activități de comerț și alimentație, inclusiv catering pentru evenimente. Felicitări! Întreprinderea și-a început activitatea cu 2 angajați într-un spațiu comercial mic, inițial. În prezent, deține un spațiu de 5 ori mai mare și respectiv un număr de angajați mai mare. Felicitări! Premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2023. Domnul administrator Andrei Secrieru.
Bună ziua tuturor! Vă mulțumim foarte mult de apreciere. Noi, de fapt, suntem câștigători dintr-un proces, să spunem așa, firesc de căutare a forței de muncă, prin care am fost ajutați foarte mult de Oficiul Teritorial Nispăreni, cu implicarea, desigur, a programelor și a politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ceva bun s-a primit. Am vrea să încurajăm toți angajatorii din toată Republica să participe mai activ în procesul dat, pentru că prin procesul acesta am scoate multe persoane din confortul lor, care sunt buni pentru unele funcții, dar stau bine mersi acolo și mai primesc ceva de la asta. Vă mulțumim foarte mult și succese tuturor! Multă sănătate vă dorim și vă mulțumim pentru ceea ce faceți. Domnul pe care o să am plăcere să-l invit aici în fața dumneavoastră, am avut cu dumneavoastră un dialog foarte scurt, dar foarte productiv, domnul Dogaru. Are o familie foarte complicată, un nume de familie, și l-am întrebat cum se pronunță, ca să fim corecți. Și dumneavoastră mi-a spus, eu oricum n-am înțeles, dar m-a întrebat în ce limbă să vorbească. Și zic, care mai aproape de suflet? Și dumneavoastră zic în poloneză, că el dumneavoastră nu-i moldovean. Și o să vedem acuși. Deci, vă spun despre ce e vorba. Reîntreprinderea cu capital străin, Moldova Zahăr, SRL Edineț, care a fost fondată în anul 2011. Fiind specializată în fabricarea zahărului, comerțul ridicat al zahărului, ciocolatei, produselor zaharoase, inclusiv activități de ambalare. Prima marcă lansată a fost Moș Zaharia, un brand care a fost în scurt timp îndrăgit de consumatorii din Republica Moldova. Cele mai noi nume în familia noastră sunt Moldova Zahăr Cristal și Moldova Zahăr Brun. Felicitări! Pan Valdemar! Predăstăvrează un slova. Mersi, mulțumesc! Если разрешите, на русском выскажу, в чужом языке постараюсь. Прежде всего, большое спасибо за то, что мы сегодня получили награду и то, что можем, как самый лучший работодатель в регионе. 13 лет тому назад Молдова Захар – это часть польского холдинга, алиментария, большого холдинга пищевой промышленности. 13 лет тому назад, когда мы приехали как инвестор в район Северный, спрашивали, как каждый район, а какие активы, что можно здесь, что фабрику поднять, завод не работал уже 2-3 года, сахарный завод, что дополнительно, чего мы можем ожидать. В сторонку взяла мне тогда шеф, который занимался human resources, сказала, кроме фабрики, инвестиций, у нас еще есть один капитал. Самые лучшие по инвестиции – это люди. Здесь сотрудники придут к вам, которых родители, строили эту компанию, этот завод, работали, и они уже внуки к вам придут на работу. Это самый лучший капитал. Прошло 13 лет, и я могу сказать, что это самый лучший капитал – инвестиция в людей. Машина, оборудование ломается, можно поменять. Хорошего человека нелегко поменять. И добро возвращает. Это один вывод. Второй. Наша команда на севере есть по всей республике. Труд наших людей. Потому что сахар находится везде, даже здесь. В каждой семье на полке есть труд наших людей, который мы дарим для населения Республики Молдова. А за это, что мы получили, большое спасибо. Будем стараться на будущее. Благодарен мы очень региональной, за район Единиц, руководству территориального подразделения по трудоустройству за очень хорошее сотрудничество. Сахарная промышленность нелегкая, потому что она сезонная. Хороших специалистов надо, очень узкая специализация, которых нам нужны. И помощь всегда. Мы обращаемся, такую помощь получаем. За это я хочу очень большое поблагодарить. Успехов желать всем нам и нам на севере в заводе, и всем, которые сейчас мы собрались. Мульцумеск. Мульцумин, спасибо. В следующем году все-таки на польский. Прошу, вы перешли. Спасибо. Стимации participanți, aici este o tradiție frumoasă, cei care reprezintă acest holding are o
istorie din 1945, odată cu deschiderea fabricii de conserve Orhei. Numele este foarte cunoscut și ne bucurăm că în continuare ține de o dezvoltare aici acasă la noi. Orhei Vit SRL, lider în industria sucurilor, alimentelor pentru copii de Republica Moldova. Compania deține cele mai populare mărci pe segmentele sale ale pieței moldovenești. Naturalis, Vita, Vita Premium, Vita Baby și așa mai departe sunt produse cunoscute și consumate. Felicitări angajatori cu numărul angajaților peste 250 de persoane. Premiul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cel mai bun angajator al anului 2023. Doamna Guriev Svetlana, manager, resurse umane. Bună ziua tuturor! Vreau să vă spun că noi, Orhei Vit, vedem un real suport din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă în recrutarea personalului profesionist și muncitor. De-a lungul anilor am primit o colaborare frumoasă. Colaborarea noastră a evoluat, și profesionalismul dumneavoastră pe care l-am văzut și prin prisma colaborării noastre, dar și prin prisma persoanelor care au venit direcționate spre angajare. Avem toată încrederea că această relație va continua mulți ani. Mulțumim mult pentru tot! Felicitări și vă dorim mult succes! Gospodăria comunală Florești, înființată în vara anului 1944, având ca scop prestarea serviciilor în domeniul comunal locativ, ulterior întreprinderea a trecut prin mai multe etape de reorganizare. Astăzi, genul principal de activitate ale sa, Serviciul Comunal Florești, este captarea, epurarea și distribuția apei. În prezent, în întreprindere activează 104 angajați, fiind gestionate 41 de localități în 3 raioane din Republica Moldova, Florești, Soroca și Șoldănești. Felicitări! De asta aveți un slogan, trebuie să zic aici, că să nu fii supărări. Picătură cu picătură să face viața mai bună. Puftim. Da, Pan Valdemar a vorbit despre zahăr, aici e viața mai bună, deja e mai bine. Felicitări cu acest premiu, doamna Ecaterina Vacar, director interimar. Vă mulțumesc. Sunt foarte bucuroasă și extrem de onorată să fiu invitată la acest eveniment. În primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri întregii echipe, Servicii Comunale Florești, deoarece fără munca depusă în colectiv, această mențiune nu era să fie astăzi. Fiecare din noi contribuim în mod unic și valoros la succesul întreprinderii noastre și sunt foarte mândră că fac parte din așa o echipă dedicată. Totodată vreau să aduc mulțumiri Direcției Ocupare Forței de Muncă Orașul Florești și Școlii Profesionale Orașul Florești, datorită căruia a fost posibilă implementarea proiectului Măsuri active în ocuparea forței de muncă prin instruirea la locul de muncă. Vreau să felicit toți cei nominalizați azi și să îndemn toți agenții economici să participe la astfel de proiecte pentru că aduc lucruri benefice întregii comunități. Vă mulțumesc enorm! Și noi vă mulțumim! Mult succes și multă sănătate vă dorim! Una dintre problemele cu care se confruntă tinerii pe piața muncii este lipsa experienței profesionale. În scopul dobândirii abilităților practice și sporirii șanselor de ocupare în un loc de muncă, agenția oferă posibilitatea realizării unui stagiu profesional. Salutăm reprezentantul societății comerciale Spicușor SRL din Briceni, unul dintre agenții economici care a asigurat stagiul profesional pentru 5 șomeri direcționați de către subdiviziunea pentru ocuparea forței de muncă din Briceni. Bine ați venit! Vă adresăm felicitări și vă oferim cuvânt. Ne-ați rost contabilizați efortul depus de echipă, pentru că sunteți contabil șef, așa scrie aici. Cebotar Marina, vă salut! Еще раз здравствуйте, я буду на русском. Хочу поблагодарить Национальное агентство занятости за то, что предоставило нам такую возможность, что выбрало нас, что мы делимся опытом, знаниями наших стажеров. Также хочу поблагодарить за то, чтобы доказать, что мы являемся конкурентоспособными, мы должны учиться. И в будущем уверена, что также будем сотрудничать и плодотворно с нашим агентством
трудоспособности. Спасибо большое вам за внимание. Очень интересно рассказали. Спасибо. Тоже, слушай. Мулцумим. În scopul angajării și reintegrării persoanelor din categoriile care necesită suport suplimentar pe piața muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă implementează programe de subvenționare a angajatorilor. Unul dintre beneficiarii acestei măsuri este SRL CBTEX Bălți. Vă salutăm cu drag, bine ați venit! Întreprindere cu capital social din investiții străine. Fondatorul fiind domnul Bonacina Franco și administrator, doamna Luncașu Liliana, care activează pe piața textilelor din 2009. Felicitări cu această distinție care este acordată. Cuvântul se oferă doamnei Victoria Potlisnic, șef resurse umane. Suntem o întreprindere textilă din Bălți, care ținem legături frumoase cu Direcția Ocupării Forțelor de Muncă Bălți, care ne permite să fim mai aproape de noutățile care țin de încadrarea șomerilor în cadrul unității noastre, iar noi suntem disponibili de a propune locuri de muncă decente pentru tineri, pentru persoanele cu dizabilități, pentru toți cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. De aceea, ținem să mulțumim Direcției de Ocupare a Forțelor de Muncă Bălți în frunte cu domnul Chițachelie pentru susținere care ne-o face, pentru colaborare, pentru parteneriatul pe care îl avem și sperăm că și în continuare vom oferi locuri de muncă tuturor celor care le solicită. Vă mulțumim! Despre care o să vă relatăm în continuare și a început activitatea în anul 1996. Ideea de a avea în orașul Cantemir servicii Horeca de calitate. În prezent, SRL Vipan Cania din Cantemir contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Vă salutăm, vă felicităm și vă mulțumim. Domnul Slat Vitalie, domnul administrator, bună ziua și bine ați venit și o să vă oferim cuvânt în numele colegilor dumneavoastră. Bună ziua încă o dată. Sunt nespus de bucuros să fiu onorat cu așa diplomă și datorită muncii noastre a colectivului. Da, noi am obținut multe rezultate frumoase. Conlucrăm foarte bine cu Direcția Cantemir pentru Ocupația Forțelor Muncă, ceea ce ne permite să angajăm persoane mai rapid, deoarece avem nevoie. Noi lucrăm în patiserie și brutărie, avem un set de magazine în sistemul de alimentație și am participat la o subvenție datorită căruia am angajat două persoane cu dizabilități și sperăm și în continuare să conlucrăm, să deschidem locuri de muncă cât mai multe, participăm la multe proiecte în continuare și sper cu ajutorul dumneavoastră și a altor organizații, da, să deschidem în continuare locuri de muncă, deoarece oamenii din Cantemir au mare necesitate de acest lucru, că la noi, cu părere de rău, producerea s-a micșorat, dar lumea n-a unde să angajeze. Dar noi suntem cu speranțe mari, lucrăm mult în sfera turismului, deoarece Raionul Cantemir are foarte multe locuri frumoase, avem 5 puncturi de vinificație dotate, vreau să mă laud că ieri a fost o delegație din Bulgaria, unde noi i-am petrecut la un punct de vinificație din satul Lingura, Podgorie Vin, și au rămas frapați de condițiile, de ospitaliere și ori mai vrea și în continuare să mai vie, să mai vadă și alte puncturi de vinificație și noi cu asta ne mândrim și vă poftim și dumneavoastră când aveți ocazia, aveți posibilitate unde să vă opriți și avem și vă arăta. Vă mulțumim frumos! Mulțumim! O să venim neapărat! Da, dacă e vorba de verificație, venim toți noastră. M-ați cointeresat aici.
informație ține de un vis foarte, foarte frumos, pentru că își doresc deschiderea unei cafenele, fiind specializați în producerea deserturilor la comandă, cu specific european, design atractiv în stil parizian, dar la Călăraș, Republica Moldova. Michel Cakes, SRL. Afacerea a fost lansată în anul 2023, grație suportului acordat de către Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Raionul Călăraș. Inițiatorul afacerii este Stratar Mihaela, unul dintre șomerii înregistrați la subdiviziunea teritorială. Cam asta este istoria dumneavoastră, vă felicităm. Chiar nu sunteți Stratar Mihaela, administrator. Vă ofer cuvântul. Eu cred că fiecare dintre noi poate am avut la un moment dat a vieții alegerea de a pleca peste hotare cu familia sau a rămâne aici acasă. Această alegere am avut și eu cu soțul meu și până la urmă ne-am decis să ne facem un viitor frumos acasă, alături de părinți, să ne creștem frumos copiii aici, să oferim locuri de muncă la cei care sunt alături de noi, la cei din domeniile rural, hai să zic așa, în Mișcani, Călăraș, pentru că acolo este producerea în sine. Avem visuri mari, vrem să ajungem mai în fiecare raion a țării noastre, însă deja urmează să conlucrăm frumos împreună și pe viitor și mulțumim că ne-ați oferit așa șansă. Mulțumim! Mult succes vă dorim și multă sănătate familiei dumneavoastră! SRL Bibas Bis din Orășcani, fondată în anul 2021, specializată în industria confecțiilor și anume a confecționarea huselor pentru automobile. Un angajator activ și perseverent, colaborând intens cu subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, Rășcani. Felicitări, vă salutăm și vă oferim cuvântul. Mulțumesc. Vreau să spun o mulțumire pentru, scuzați, Ministerul Muncii. Vreau să spun la agenție națională, vă mulțumesc, la ocupație forței de muncă de orașul Rășcani, doamna Tatiana, că mi ajută să... Noi am început cu 9 persoane, am ajuns la 81 de persoane. Vrem să mai deschidem locuri de muncă în orașul Rășcani, Baratic, avem Costești. Vă mulțumim la toți! Și noi vă mulțumim! Vă dorim mult succes! Compania SRL Mall Retail Group, cunoscută ca rețeaua de magazine Linela, de peste 20 de ani este promotorul comerțului modern în Republica Moldova, cea mai mare extindere geografică pe teritoriul țării noastre, 164 de magazine și o echipă de aproximativ 5.000 de angajați. Felicitări! Doamna Natalia Lazar, manager de formare. Da, mulțumesc, bună ziua tuturor! Sunt onorată, de fapt, astăzi să reprezint cea mai mare companie de retail din Republica Moldova, compania Mold Retail Group, care, de fapt, este cunoscută sub denumirea de rețea de magazine Linela. Este al treilea an de când compania primește acest premiu. Lucru pentru care vrem să vă mulțumim, înseamnă că ne apreciați și este valoros pentru noi. La moment, compania deja are peste 5.000 de angajați. În anul 2023 am creat 500 de locuri de muncă noi. Pentru 2024 ne planificăm să avem peste 800 de locuri de muncă noi. De aceea să avem planuri grandioase și sperăm să le realizăm. Asta este. Noi încercăm, de fapt, să le zicem angajaților noștri, să mergem în fiecare zi la ei cu ideea că acasă este cel mai bine. Vă mulțumim mult, mulțumim organizatorilor și mulțumim pentru premiu. Mă gândeam să zic 5.000, dar v-am lăsat pe dumneavoastră, sunt galant. Dumneavoastră sunteți atât de mulți deja, pentru că eu merg în cercuri prin sectoarele municipiului Chișinău și dacă nu văd un magazin Linela, mă spare. Ce s-a întâmplat, că precis trebuie să fie Linela peste tot. Adică am și un pic de stres, dar bine, continuăm. Compania... Trebuie să mă concentrez. Domnul
piesa noastră așa de mult interesantă. Compania Bortnet, da? SRL de la Undul Orhei, m-ați înțeles mai scurt, vă felicit, lider în domeniul industriei automotive și angajator de top în zona de centru a Republicii Moldova. Fabrica de cablaje auto, unul din cele mai grandioase proiecte implementate în zona economică liberă. Felicitări și vă mulțumim pentru efortul depus și pentru oferirea locurilor de muncă pentru concetățenii noștri. Domnul Sergiu Gogu, manager resurse umane. Bună ziua tuturor! Cei care sunt aici cred că o să împărtășească și părerea mea, care se referă la faptul că procesul ăsta de angajare, de căutare, de găsire a oamenilor, care noi acum îl numim mai nou recrutare, este unul destul de anevoios, este unul destul de complex și de la un an la altul procesul ăsta devine și mai complicat și mai anevoios. În fiecare an apar noi și noi provocări. Noi suntem, de fapt, în prima linie în fața angajaților care vin și celor care pleacă. Și cel mai mult vedem că sunt factorii externi care ne afectează. Noi înțelegem cu oamenii, este și normal cineva să vină, cineva să pleacă, dar să plece, dar cel mai mult ne afectează atunci când în motivele de plecare se găsește cel de plecare psihotare. Iar cei care, cred că majoritatea sunt aici, care creează locuri de muncă, au un rol enorm de mare atunci când găsesc un om, îi oferă acest loc de muncă, îl învață, îl integrează, îl face ca el să fie satisfăcut aici acasă și în felul dat în țara noastră contribuim să avem un viitor mai bun. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim să fie așa cum dumneavoastră ați transmis în discursul dumneavoastră și să beneficiați de angajați care vor rămâne alături de echipa dumneavoastră. Valorificarea capacităților tinerilor aici, acasă, Republica Moldova, este o prioritate națională. Compania Eugenter Trans din Taraclia este un exemplu în acest sens. Pe parcursul anilor, compania s-a referat în domeniul panificației și produselor de cofetărie, iar în prezent, pe teritoriul Republicii, activează 5 fabrici de pâine sub brandul Milina, în Taraclia, Comrat, Anelino și Drochia, cu peste 740 de angajați, 16 dintre ei fiind tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 34 de ani. Bine ați venit, vă mulțumim, felicitări și vă oferim cuvânt. Doamna Mariana Terze, șef Departament Resurse Umane. Добрый день, дамы и господа. Я хотела бы поблагодарить сегодня организаторов данного мероприятия и хотела бы сказать, что мне приятно получить данную награду как представителю компании Eugenter Trans, которая является одной из крупных компаний в Молдове по грузоперевозкам и производству хлебобулочной продукции. Я думаю, компания «Милина» многим известна в этом зале. Север нас сладко кормит, мы вкусно кормим, сытно, поэтому хотела бы поблагодарить всех за оценку нашего труда и надеюсь, что меры, которые принимаются, реформа, которая проводится, она приведет к тому, что наше сотрудничество с агентствами занятости будет более плодотворное и будет посредником агентства между работодателем и между соискателями, которые находятся в поиске работы. Спасибо. O alternativă pentru cei dornici să rămână la locul de baștină pentru a munci a oferit o ESA Asena Textil, la fel din raionul Taraclia, fondată în anul 2001. Principala activitate a companiei este industria ușoară, furnizarea serviciilor de croitorie pentru mai multe branduri de renume mondial. Oficiul central se află în cea de lungă, compania are hară de producere în Comgaz, Casa Clia, Copceac și Taraclia. Felicitări! Bun venit! Șef secția ocupare forță de muncă, Taraclia, Garanovska Tatiana. Fotografie este очень важный момент. Потом уже предоставляю слово. Всем добрый день. К сожалению, сегодня
экономический агент не смог присутствовать здесь с нами, так как по производственным причинам. Они приносят свои извинения и также выражают свою благодарность. Я, в свою очередь, хочу тоже поблагодарить Асену Текстиль за тесное сотрудничество, за активное трудоустройство не только наших безработных, но и мигрантов, беженцев, инвалидов и всех-всех-всех, кого мы им предлагаем. Спасибо им большое. Мы надеемся, что и дальше будем также сотрудничать. Спасибо. Если категория, которая не презентует ультимул ангажатора на 2023, которая фузисована до către dumneavoastră, и vorba despre întreprinderea socială de inserție, Credem Eco SRL din municipiul Bălți. Prestează servicii de catering, patiserie și confecționarea produselor textile. De asemenea, compania planifică să se extindă prin prestarea serviciilor IT, confecționarea articolelor din lemn, astfel oferind mai multe locuri de muncă persoanelor defavorizate. Vă mulțumim foarte mult, vă felicităm cu acest premiu și vă oferim cuvântul. Aici nu a fost indicat numele noastre, vă rog să vă prezentați. Frumos. Bună ziua, mă numesc Tatiana Puga, sunt directorul întreprinderii sociale din Sierți Credem Eco, din municipiul Bălți. Pentru mine este o onoare să fiu astăzi prezentă la acest eveniment și să primesc acest important și valoros trofeu, care de fapt nu este primul, este al doilea în ultimii 3 ani de activitate. De la ministrul muncii și doamna Raisa, cu care ne cunoaștem și colaborăm de mult timp. Deci asta, de fapt, ne motivează și să mobilizăm eforturile ca să continuăm să fim utili societății. Colaborăm cu Agenția de Ocupare a Forței de Muncă de mult timp, chiar de la începutul activității, dar, de fapt, oficial, dar am început-o cu mult timp înainte. Împreună am identificat cu echipa de la Bălți persoanele defavorizate și am creat locuri de muncă după care le-am angajat în câmpul muncii. Întreprinderea Credem Eco este de fapt o întreprindere socială și misiunea noastră este să fim alături de persoanele dezavantajate, să le oferim șanse egale, să le oferim acces pe piața muncii și să le creăm acest mediu prietenos și favorabil pentru incluziunea socială. Avem, în prezent, deci avem 28 de angajați, dintre care 10 sunt persoane cu dizabilități și 3 avem persoane din refugiate din Ucraina. Deci, atunci când a fost declanșat războiul, de fapt, noi, fiind alături de toate persoanele care au nevoie de sprijin, am deschis ușor portița și pentru persoanele strămutate temporar în Republica Moldova, respectiv le-am oferit aceste locuri de muncă și pentru viitor ne dorim foarte mult să lărgim activitatea, să creăm locuri noi de muncă și să le oferim oportunități la fiecare categorie de persoane care vor să muncească pentru un trai mai bun în Republica acasă, deci în Republica Moldova. Mulțumim foarte mult și pentru apreciere și vă doresc mult succes. Sperăm să avem o colaborare fructuoasă în continuare și să oferim suport celor care au nevoie de muncă și să-i protejăm, așa cum a spus domnul ministru, prin a le oferi acest loc de muncă. Mulțumim și zic frumos. Întreprinderea echipa noastră, Credem Eco SRL, a venit în ajutor refugiaților ucraineni, așa cum ați menționat și o spunem și noi asta și vă mulțumim, oferindu-le posibilitatea să se angajeze în câmpul muncii aici, în Republica Moldova. Mulțumim și vă dorim mult succes. Domnilor și domnilor, domnule ministru, doamna Dogaru, cu permisiunea noastră o să anunțăm că suntem practic la finalul evenimentului de premiere a celor mai buni angajatori anului 2023 și în acest context vă ofer cuvântul. Stimați participanți, iată cu mai mare dispoziție ne ducem acasă cu trofeile pe care le-ați câștigat. Eu vreau din suflet să vă felicit cu aceasta. Vreau să vă doresc succese mari în activitatea dumneavoastră, nu atât de ușoară,
dar plăcută deoarece este acasă. Noi facem foarte multe lucruri și trebuie să avem această satisfacție. Vreau să mulțumesc membrilor grupului care a lucrat pentru a vă identifica. Încă o dată vreau să mulțumesc subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă care conlucrează și care prestează servicii acolo în teritoriu. Și vreau să vă spun că această practică de a evidenția angajatorii, de a-i aprecia în activitate, am preluat-o din practicile bune europene și prin acest eveniment noi multiplicăm informația despre noi, despre serviciile pe care le prestăm și vreau ca toți angajatorii să aibă o bună conlucrare cu noi și persoanele să se adreseze după aceste servicii care în final se rezulte cu angajarea în câmpul muncii la un loc de muncă cât mai potrivit lor, fiindcă atunci când ai un loc de muncă potrivit, vrei să lucrezi, vrei să produci, ești motivat. În restul, cred că angajatorii să aibă grijă să crească salariile, să aibă acele posibilități să crească salariile și doar prin acest mijloc noi putem face ca oamenii să fie motivați la locul de muncă. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult și să vă doresc tuturor succese și vreau să mulțumesc Elenei Coban, care a avut grijă ca acest eveniment să aibă loc în așa modalitate, fiindcă a lucrat foarte mult, a fost practic. Elena Coban este de la centrul de apel cu colega ei, la fel au avut grijă și aliniem acest eveniment ca un eveniment de promovare a activității noastre. L-am văzut un eveniment cheie și vă mulțumim că ați venit, ne-ați ajutat ca noi să facem acest eveniment frumos. Și vreau să mulțumesc lui Iurie Gologan pentru că a moderat acest eveniment frumos și chiar ne-a făcut această dispoziție. Iar în final vreau să felicit toți colegii din Serviciul Public de Ocupare care pe 18 februarie avem și noi o aniversare, a 33-a aniversare de când s-a creat Serviciul Public de Ocupare. Și noi ne străduim prin acest eveniment, iată, să sărbătorim aniversarea noastră. Tuturor succese, motivație, satisfacție la locul de muncă. Și vom avea satisfacție atunci când angajatorul este satisfăcut, când persoanele care le deservim crește satisfacția lor. Felicitări, dragi colegi! Am răspuns la treabă. Foarte bun îndemn, domnul ministru. Așa ce să facem. Vă mulțumim foarte mult. Drum bun celor care revin astăzi din dumneavoastră în localitățile dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult pentru ce faceți, indiferent de provocările timpurilor. Oricând există oameni care realizează ceea ce își propun să facă prin oameni și vă mulțumim foarte mult. Doamna Dogară, multă sănătate, domnul ministru. Vă mulțumim. O zi productivă vă dorim. Procesul de selecție, cred că nu știu dacă a început pentru 2024 cel angajator, dacă nu, ne vedem în 2025 cu siguranță. Vă mulțumim!